Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Pentru fecioare, perioada cea mai plăcută va fi începutul lunii octombrie. Acum îți vei putea permite mai multe decât de obicei. Stelele vor reacționa favorabil la impulsurile și manifestările tale de individualitate. Trebuie să obții armonie în relațiile cu rudele mai ales cu generația tânără, vei deveni o autoritate pentru cineva, ceea ce îți va ridica considerabil stima de sine. Eclipsa de soare în tandem cu luna nouă, care va avea loc pe 25 octombrie, actualizează subiectul cooperării cu străinii sau persoane din afara orașului și te poate chema la drum. Astfel, sfârșitul lunii prevestește fecioare mișcare și schimbare și este posibil ca aceste procese să nu fie doar puțin relevante pentru fecioare în noiembrie. Lună plină în Berbec din 9 octombrie actualizează subiectul finanțelor, moștenirii, asigurărilor, împrumuturilor. Transformările pozitive sunt foarte reale dacă fecioarele nu își supraestimează propriile capacități și sunt obiective. Dragoste, pentru fecioarele singure, o mare parte din viața lor personală va depinde de calitatea oamenilor pe care îi cunosc. Trebuie să ascult ce spun ei. Ți se vor oferi sfaturi foarte practice pe care trebuie să le aplici în viață, indiferent de vârsta ta. Mai aproape de jumătatea lunii octombrie, vei vedea o perspectivă clară a relațiilor personale. Cei care nu am încheiat încă o căsătorie legală ar trebui să rămână loial celor aleși și să nu se complacă în ceva total neserios. Fecioarele cu familie vor trebui să-și arate galanteria și pedanteria. Arată-i jumătate pasiunea pentru treburile casnice și interesele tale. Îmbunătățirea condițiilor de viață, punerea în ordine unor lucruri, va crea un confort fără precedent pentru toate gospodăriile inclusiv pentru tine. Apogeul relațiilor de prietenie în familie va cădea în cea de-a treia decada a lunii. În această perioadă, cel mai bine este să aranjeze o sărbătoare în familie. Sănătatea Dedică prima săptămână a lunii octombrie susținerii testelor medicale și promovării diferitelor examene. În această decadă, pentru fecioară, orice intervenție va avea cel mai mare succes, iar erorile medicale vor fi minime. Acordă atenție stării tale de sănătate, dacă observi o erupție sau iritație neplăcută, reconsideră imediat dieta obișnuită. Este posibil ca alimentele tale să nu fie potrivite pentru organism. Până la sfârșitul lunii, trebuie să te odihnești bine. Obosala acumulată îți poate afecta organismul și îți poate trezi boli cronice. Vei fi predispusă la răceli care se pot transforma cu ușurință în complicații. Nu te epuiza cu munca fizică. Dacă pe parcurs apare o situație stresantă, atunci tratează -o filozofic. Banii, fecioarele vor avea toate șansele să-și îmbunătățească poziția pentru viitor. Ideile proaspete vor țâșni din tine, dar va fi nevoie de mai multă decât crezi pentru a le implementa. Îți poți împărtăși descoperirile cu colegii, dar nu ți asuma prea multă responsabilitate și să nu faci promisiuni pe care abia le poți respecta. Ai grijă ce spui despre echipă. Orice spui cu voce tare poate fi folosit împotriva ta. Din 23 octombrie și până la sfârșitul lunii, fecioarele nu ar trebui să-și schimbe locul de muncă sau să-și deschidă propria afacere, doar trebuie să economisească mai mult și să fie mai modeste. Amintește-ți că tot ce este mai bun pentru tine este înaintata. Este mai bine să refuzi călătoriile lungi și călătoriile de afaceri. Nu ai nevoie de conflicte la locul de muncă acum, așa că încearcă să eviți proiecte comune și aventuri financiare riscante. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!